Fraților, după cum deja știți din filme, mai devreme sau mai târziu s-ar putea să ne ia pe toți Gaia, să belim carasul, să mușcăm colectiv din clanță. Și având în vedere că ne paște apocalipsa, ăștia de la Hollywood au avut grijă de noi și ne-au oferit de-a lungul anilor toate scenariile apocaliptice posibile, ca să știm și noi cum să ne descurcăm dacă avem norocul să facem parte din grupul mic de supraviețuitori. Din păcate, toate filmele astea ne cam iau la mișto. În sensul că uită să menționeze câteva aspecte esențiale ale vieții într-o lume post-apocaliptică. Hai să le vedem! Apocalipsa va fi cea mai mică problemă a ta. Practic, fiecare film despre apocalipsă poate fi rezumat în felul următor. Aproape toată omenirea a fost ucisă de spațiu și acum supraviețuitorii trebuie să se lupte cu spațiu și, bineînțeles, cu ceilalți supraviețuitori care sunt niște bolangii. E același film, indiferent că în spațiu liber scrii zombie, cometă sau extraterestri. În Walking Dead, cea mai probabilă cauză de deces este să fii mâncat de zombie și pe locul 2 este să te omoare ceilalți oameni. Cei care se adaptează cel mai bine la condițiile astea supraviețuiesc. Unele filme sunt despre o boală care a distrus aproape toată populația planetei și, de fapt, așa ar trebui să se întâmple în toate scenariile de apocalipsă. Ca să înțelegi de ce, belește ochii la statistica asta. În medie, într-un război, o treime dintre morți vor muri împușcați, explodați, etc. și două treimi vor muri de boală. 85% dintre soldații americani evacuați pe motive medicale din conflictele din Orientul Mijlociu au fost evacuați pe caz de boală, alta decât răni de război, cum ar fi un glonț în ceafă. Asta înseamnă că, dacă vine apocalipsa peste tine și spitalele și medicamentele dispar, e mult mai probabil să te chilărească gripa decât să te mănânce tantigina, devenită între timp zombigina. Dacă suferi de astm, diabet sau alte boli care necesită îngrijire permanentă, poți să-ți iei adio încă de la primul zombie pe care îl vezi. În universul Walking Dead, în loc să dai peste oameni care îți zic zombii mi-au mâncat familia, mult mai probabil ar fi să dai peste unii care să-ți zică mi-a murit familia pentru că erau zombii în farmacia inimii Catena și nu am putut face rost de pastile. Pe locul 4. Supraviețuitorii nu vor deveni o gloată de criminali violatori. Primul lucru pe care îl înțelegi din practic toate filmele și serialele gen Walking Dead e că în lipsa unei civilizații dezvoltate, oamenii devin niște criminali psihopați siniștri care nu vor decât să-ți ia gâtul și să-ți violeze femeia. Practic singurul lucru mai periculos decât zombii, extraterestri sau bala care ne-a nimicit pe toți sunt ceilalți supraviețuitori. Dar înainte să crezi așa ceva, întreabă-te, dacă oamenii devin toți criminali în absența civilizației, cum de-am construit civilizația până în punctul în care e acum? De fapt, singurul motiv pentru care avem o civilizație, numai bună de distrus, e faptul că oamenii sunt în mod natural cooperanți. O serie de studii făcute la Harvard și Yale au demonstrat că nevoia de a colabora este esențială naturii umane și lucrurile vor rămâne așa indiferent de ce ți-au demonstrat ție ceilalți șoferi în trafic. Poți observa asta cu ochii tăi. E de ajuns să urmărești orice eveniment tragic de pe glob, de la uragane, tsunami sau chiar și inundațiile noastre locale și o să vezi că în loc să fure bunurile vecinilor, majoritatea oamenilor vor sări în ajutorul celorlalți. Cu siguranță așa s-ar întâmpla și dacă vin zombii. Pe locul 3. Benzina se strică. Una dintre cele mai mișto chestii când vine vorba de apocalipsa din filme e faptul că în sfârșit îți poți suda mitraliera de un 4x4, pui vreo 300 de grenade în portbagaj și te plimbi așa peste tot. Chiar dacă acțiunea filmului are loc la mulți ani după ce pământul a fost distrus, oamenii sunt mult mai puțini. Și de ce benzină suficientă pentru toată lumea, nu? De fapt, benzina este un produs rafinat, care se strică în câteva luni. E un fel de lăptic pentru mașină. În scurt timp, mașinile și orice altă chestie cu motor vor rămâne în paragină pentru că toată benzina s-a stricat. Cel mai bine ar fi să găsești niște recipiente etanșe în care să depozitezi benzina, dar nu faci decât să prelungești nițel data de expirare. Pe scurt, în realitate, în loc de camioane și X5-uri pline de arme, cel mai probabil oamenii se vor lupta aprig de pe bicicletă sau role. 2. Nu mai știi cum să te hrănești. În toate scenariile apocaliptice din cinema, oamenii se descurcă excelent, hrănindu-se cu conservele rămase prin magazine sau vânând veverițe, iepuri și alte fructe de pădure. Problema e că mâncarea, chiar și cea din conserve, se strică destul de repede, așa că ai la dispoziție maxim un an să înveți să te hrănești singur.
Nasol, având în vedere că ai trăit toată viața la bloc și ți-ai pierdut timpul uitându-te la filme pe YouTube. În plus, nu e suficient să înveți să vânezi. Cu o dietă bazată pe veverițe, corpul tău nu poate supraviețui prea mult timp. Și dacă nu reușești să obții suficiente vitamine, proteine, grăsimi, etc., e foarte posibil să începi să suferi de scorbut, să-ți cadă dinții și să ai dureri groaznice. Nu sunt medic, așa că asta e singura boală care îmi dă mie prin cap, dar probabil că mai sunt câteva cel puțin la fel de nasoale ca și asta. Și pe locul 1, lumea noastră e de fapt o bombă cu ceas. În filme, supraviețuitorii se luptă cu boală, extraterestri sau zombii, dar în realitate, până să te baricadezi în casă, probabil că o să explodezi, pur și simplu. Adevărul e că toate chestiile astea mișto de care te bucuri acum au un preț. În primul rând, va trebui să stai cât mai departe de centrala nucleară de la Cernavodă. După ce au plecat ăia din centrală și nu mai schimbă apa în bazinele de răcire, ai vreo 10 zile la dispoziție până când apa se evaporă și vine iadul peste tine. Caută 5 minute pe net și o să afli că reacția din centralele nucleare nu poate fi oprită, doar întreținută. Fără întreținere ar fi bine să fii la minim 75 de km distanță în primele 10 zile și apoi să tot fugi de nori radioactivi, pe bicicletă sau role, probabil. Dacă scapi de dezastru nuclear, e de ajuns să uite unul gazul aprins și să aprindă un chibrit că arde totul destul de repede. Fără serviciu de pompieri, un singur incendiu mai zdravăn e suficient să ardă tot Bucureștiul. Mai ții minte când a luat foc Dristor Shaorma? Atunci s-ar fi terminat totul. Având în vedere că ești încă în viață, dă și tu un like filmului, abonează-te și dă-l mai departe pe Facebook ca să se audă numele Zafet peste tot pe internet. Fraților, George Santayana e pentru citate ce e chilotul clasic pentru bunica ta. Esențial.